Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă arăt noi porumbei. După cum puteți vedea, câțiva dintre ei acum. Nu mai am pui de acolo, nici pui de acolo, am găsit morți. Poate din cauza că nu prea m-am mai implicat la porumbei. Doar le dădeam mâncare și atât, nu am mai stat cu ei, nu i-am mai inelat. Această pereche, adică mascul de căpăcit și cu acea altă pereche, au făcut ou. Cred că azi l-a făcut, că ieri nu l-aveau. Și-au adoptat și acest puișor nou și el. Nu știu, stai că-l scot. Îl scot acum. Uitați-mi. Un pui roșu. Perechea lui este ăla de acolo, negru. Acolo iar se pregătește să facă ouă. Aici un ori clasic, pentru că știți că această pereche nu scoate pui. Adică îi scoate, dar nu poate să încheiască. Și o să pun ouă de prepeliță. Aici încă aștept ouă. Acest mascul încă este stingher. De fapt, cred că e cu această femeluță, dar vreau să îi împerchez asta cu altcineva. Nu uitați. Stați un pic. Așa, acea pereche de acolo de voiajori. Pereche bătrână. Bună reproducătoare. Femeia este cea cu alb și masculul cel cu negru. Masculul ăsta a rămas tinghet pentru că femeia texanca a mutat-o cu un voiajor așa de ăsta. Nu știu care nu vi-am mai arătat. M-a spus aia doi noștri pereche. Balțata asta și cu cucul ăla au puișorii, să fie arăși pe ei. Doi pui destul de frumoșei, nu știu cum vor ieși. Încă nu se cunoaște, de bea am inelat. Am această femelă și cu acel mascul de acolo, adică ăștia doi. Ăsta și ăsta i-am de vânzare. Masculul ăla, ăsta de aici, este de vânzare. Pentru cei interesați. Am destul de mult și trebuie să schimb voliera. Trebuie să mă mut. Uite ce masculă tărul. Ce frumos a făcut. Nu am mai făcut vlog cu porumbei de ceva timp. Și nici nu știu care sunt noutăți și care nu sunt noutăți. Știu că pe ăștia de aici știți, ăla, pe de acolo știți, cucul și cu bălțata știți, dar apoi nu știu dacă restul îi mai știți. O să mergem și la filmarea texancă cu mascul de voianjor unde i-am băgat la împerecheal. A, da, și am să vă spun la această porumbiță, una dintre preferatele mele, și a pierdut un deget. Vedea. Și l-a găsat aici. Și trebuia să-l tai. Îl mai ținem doar un pic în tendon. Și până la urmă l-am tăiat. N-am avut ce să-l fac. Dar sper că se va vindeca. Tot nu poate călca în piciorul și ala chiar bine. Dar sper să-și revină. Tații prieteni, cred că s-au împerecheat. O să le aduc niște paie și dacă așa parcă s-au împerecheat, până acum nu suntem unul lângă altul. O să le aduc niște paie și dacă își vor face cuibarul, o să le să scoate seria de pui
să o crească aici și apoi bagă înapoi în volieră.